Bun găsit! Vizită istorică în Republica Moldova. Secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Anthony Blinken, a ajuns aseară la Chișinău. De dimineață, oficialul american urma să aibă o întrevedere cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, iar la ora 11 și un sfert, cei doi demnitari vor susține o conferință de presă aici, la președinție. De asemenea, oficialul american se va întâlni cu premierul Natalia Gavrilița și cu ministrul de externe, Nicu Popescu. Vizita secretarului de stat american are loc în contextul crizei de securitate din regiune. Anthony Blinken a venit la Chișinău pentru a discuta cu autoritățile gestionarea crizei și fluxului mare de refugiați, dar și sprijinul SUA pentru democrația, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Vizita oficialului american are loc în contextul unui turneu european în șase țări. Este a treia vizită oficială a unui secretar de stat american în Republica Moldova. Atât de la Chișinău, la revedere!